Dacă pe contul principal am ales să utilizez punctele astea UCL în continuare la reward puff ca să-l deblochez întâi pe acest Lampard și toate reward-urile, cardurile respective de aici, pentru că vreau să fac acolo cât mai curând un exchange din ăla de 110 OVR și respectiv am nevoie de acest Lampard, pe contul de Road to Glory am decis că parcă aș face întâi astea toate de la semifinal. Am jucat deja majoritatea meciurilor, au rămas decât ultimele de la fiecare secțiune ca să deblochez fiecare card de 106 OVR dintre astea. Asta urmează să facem în clipul respectiv. Deci nu uitați de like, subscribe, as always. Am zis că trebuie să cerem și la început, că eu cer doar la final. Dar uitându-mă la youtuberii profesioniști, avangardiști, am observat că trebuie să cer la început, că după nu ajunge toată lumea la final să dea like. Știi? Deci cât mai multă lume e la început de clip, atunci se dă like-ul. Deci trebuie să cer aici, să cerșesc acelea la început de obicei, așa că facem asta, ca la cartea de pro-youtuber. Deci, după cum am zis în clip, deblocăm toate astea. La final, iau un card de aici, vă arăt ce card și zic de ce îl iau și ce urmează să fac cu el. Și de asemenea o să mergem să ne jucăm și puțin la Player Exchange, să deschidem câteva pachete, unde inclusiv, uite, o să-i băgăm și pe băieții ăștia de 106 la un exchange din ăla de 108 OVR, nu? Parcă acolo se băgau ăștia. Deci, hai să începem, nu de la primul, de la domnul Cross, cu un card de 106 OVR cu care n-ai ce să faci, dar să-l bagi la exchange decât. Dar nu mai țin minte, verificasem cardurile astea de le luăm de la semifinal, la fel sunt untradeable ca și alea de la reward puff și mei de la main chapter? Cred că da, cred că și astea sunt untradeable, de le deblocăm de aici, ăla sigur de la final de 109 l-am verificat. Cardul de luăm și am zis în clipul când am prezentat această nouă secțiune de event, când se băgase și am zis că sunt untradeable ăia, dar nu mi-amintesc de cardurile astea de 106, dacă la fel sunt untradeable sau totuși astea se vând pe market. Aș tine să cred că nu, totuși probabil au ales la eventul respectiv să ne dea carduri din astea tradeable decât acolo de la secțiunea cu Player Exchange și de pe store. În rest, ce e pe lângă main chapter, reward puff, acum ăsta de semi-final și probabil urmează să se mai bage cel puțin o secțiune, poate nu știu, cu final, UCL, probabil se va băga și ce vom lua acolo cred că tot va fi untradeable. Tot ce ține de jucători pe care poți să-i vinzi pe market, totul e decât acolo la Player Exchange sau am mai zis și pe market, dar pe market nu ne interesează pentru că nu vrem să băgăm bani în jocul ăsta. Pe contul de Road to Glory, clar, am zis, nu se bagă deloc, dar nici pe contul principal nu prea mă arunc neapărat la pachete, pe store mai mult la nivel de star pass-uri și pass-uri și whatever pe acolo. Dar știți că și dumneavoastră vă zic mereu, nu băgați bani pe joc, jucați-vă doar de fun. N-are sens să dați cash-ul la ei că au destul, nu vă faceți voi griji. Mă flatează jocul, mi-l dă și ca walkout pe domnul Cross, ia să vedem, oare cine pică? German? Rudiger, nu? Hai că nu vreau să stau să pierdem timpul ca să-l și vedem. Dar mișto că îl dau cardurile de aici cu walkout. Pe ce eram supărat la secțiunea de heroes, nu? Cel puțin aia normală. Știți când făceam un oarecare hero de la oricare chapter din toate câte au fost până acum, când deblocai jucătorul hero, nu ți-l dădea cu walkout. Îți dădea pur și simplu acolo un tabel, ți-l debloca și ți-arăta de unde e, ce e cu viața lui, ce a mâncat de dimineață la micul dejun și cam atâta. Nu ți-l dădea frumos, ceva cu animație specială, dar mă bucur că la celelalte eventuri de le bagă de obicei, la orice secțiune, chiar când îți dă un jucător garantat, care știi deja că îți pică jucătorul respectiv, știi, nu mai e cu mister, cu palpitații pe la inimioară, mă bucur că îți dă și animația aia, că poate vrea să se bucure omul și de animație când ne blochează, știi, un card astfel de la secțiuni, nu doar din pachete clasice. Mai dăm un gol, nu mai știu care meci l-am dat, pentru care card Mkhitaryan sau altcineva. Câștigăm rapid și meciul ăsta, totuși durează, uite, sunt cât 20 de meciuri în total. 20 de meciuri în total, cât ar veni, un 6-7 minute pe meci. 2 ore? Mamă, 2 ore am stat să joc toate. Ce-i drept? Uite, am jucat câte 4 la fiecare secțiune, am zis înainte să încep să filmez clipul. Și făcusem chestia asta ieri, l-am lăsat pe auto să se joace și eu îmi făceam treburile pe lângă. Pregăteam acolo ceva pentru la facultate și doar intram, știi, ca să dau play următorul, dar să stai să le joci pe toate, mamă, 2 ore, really? Durează ceva. Trebuie să dai grind serios ca să faci rost de toate reward-urile și de la
secțiunea respectivă cu semifinal. L-am lăsat pe Alaba spectator. Dar fi așa și meciurile head-to-head să joc. Bomboană, dar de-ar fi așa să se miște și jocul în toate meciurile de head-to-head, să nu fie lag, să nu se miște ăștia în poze, să se teleporteze pe teren și să-ți ia comandă atunci când dai, să facă un skill, să înceapă să fugă, cum scriau prorocii, cum trebuie să se fugă corect, nu să se teleporteze sau să înceapă să fugă după 5 ani, după ce tu ai apăsat pe sprint. Dacă s-ar mișca și în meciurile de head-to-head, clar, aș putea și eu să joc mai bine acolo, nu? Da, trebuie să avem argumente să spunem de ce de obicei pierdem meciurile de head-to-head, ca să nu ne creadă băieții prea vai de soarta noastră pe jocul respectiv. Era acolo ceva reclamă cu UEFA Foundation pe margine. Fac reclame binișor, băieții mei, aveți FedEx, chestii. Sunt curios dacă fac doar asta așa de ambianță sau chestia asta și ca o sursă de venit, știi, din joc. Că bagă reclame acolo, pe margine, la companiile la care bagă. Acolo deja știm la meciurile normale că sunt reclame. Pe marginile stadioanelor. Și cluburile primesc bani pentru asta, dar sunt curios dacă și ăștia de la ei primesc bani pentru că au tot reclame acolo pe margini în joc. Ar fi interesant, uite că... Au ăștia bani, v-am zis mai devreme. Au ăștia bani, nu vă faceți griji. Fac bani gârlă. Nu trebuie să le mai dăm și noi prea mult pe pachete și chestii. De data asta vreau să văd walkout-ul pentru că nu țin minte la ce jucător am dat play. Era cine? Gomez? Nu, de la City Stones de 106, deci la el am dat acolo play, că nu mi-aminteam. Dar era efectiv următor, mai departe Mkhitaryan și Benacer. Ha, rapid, încă două mecioane și urmează decizia finală. Ce card acolo de 109 să iau? Nu vă dau spoiler, vă las așa, știi, să vă țin pe clip. Tot am învățat în cartea aia de pro-youtuber, când să ceri like-uri, când să cerșești subscribe, când... Știu, nu vă faceți griji, totul decurge conform planului, deci vă țin acum în suspans. Vă țin în suspans, dar cel mai probabil, nu știu ce am pus în thumbnail, în miniatură, probabil am pus ce card am luat de acolo, cel mai... Probabil sau cel puțin ca să vă dați voi seama am făcut așa sau nu prea vă țin în suspans chiar așa cum ar trebui și scrie la carte, din păcate. Mai am încă de învățat, văd, mai recitesc cartea aia, cum să fii pro-youtuber din când în când și pe viitor o să mă repliez, o să mă redresez și o să fie totul mult mai bine. Da? Sau nu? Îmi place Amrabat, bă, totuși ca CDM am zis. Și ăsta CDM și CDM-ul pe care la fel l-am lăudat, ăla de la Heroes de 110, Marchisio, nu? Mi se pare și el avea 4 sau 5 stele la skill moves și am rabat la fel, mi se pare că are 4 stele la skill moves. Destul de rar să întâlnești un mijlocaș din ăsta defensiv care să fie bun și pe partea de atac și să știe să facă scheme, chestii, să fie agil și așa mai departe. Foarte, foarte frumos domnul Amrabat și deja mai departe am zis și acel Marchisio, parcă la fel avea multe, multe steluțe acolo la skill moves, ca pe GTA. Ca pe GTA avea 4-5 steluțe. Înseamnă care și cum e și pe GTA, steluțele alea de la poliție însemna o de-asta, o măsură de statut, așa acelea. Cu skill moves-ul pentru jucătorii ăștia, pentru jucătorii în general, ăștia ce țin de atac, dar și pentru ăștia mijlocași și defensiv. Deja la fundași și central și la portar, clar, nu te interesează skill moves-ul, că nu prea stai să faci skill-uri cu ei, dar la restul cardurilor, inclusiv și la fundași și lateral și la ăștia mijlocași și defensiv de ei, cam ai dori să ai un 4 skill moves acolo, e de dorit. Hai da, și cu ultimul match. Și mergem deja mai departe. Am zis că vreau să deschidem și câteva carduri, pachetele, nu acolo de la Player Exchange. De asemenea, cât de curând, cred că o să facem chestia asta pe un live. Vreau să fac și pe contul respectiv. Deja am Hero Tokens din alea suficiente ca să fac un exchange respectiv de la secțiunea nouă cu exchange-ul de la Heroes, Journey 23, știți băieții ăia. De la Heroes cu Marvel, cu whatever, cu ce-or fi ei,
Vreau să fac și pe contul respectiv, dar mi se pare că am nevoie de un jucător hero din ăsta normal, nu ca să fac exchange-ul respectiv. Și pe contul ăsta nu prea am. Pe market nu vreau să merg să cumpăr ca să cheltui banii aiurea, deci probabil va trebui să fac unul din de acolo. Cred că am cheițe suficiente ca să mai fac un hero pe contul acesta. Și văd, cred că de curând zilele astea facem un live, ne mai distrăm, ne mai jucăm, facem un hero din ăla și ulterior îl folosim la exchange-ul ăla. De 110, ca să luăm un hero de la mai frumos, nu? Nou, Marvel, whatever, și pe contul ăsta probabil, uite, o să-i fac pe ambii. O să fac de două ori acel exchange de 110 și văd dacă apuc să-i vând pe ambii ca să scot ceva profit mare, bine, dacă nu, o să-i bag deja la exchange-ul de 111 și aici. O să fac cam aceeași schemă pe care o să o fac și pe contul principal din perspectiva asta. Neymar arată ce skill-uri poți, fă ceva pentru că, vă dau spoiler, urmează să cam zbor de la echipă. Îmi pare rău să te anunț, ai fost un băiat de treabă, dar nu știu, prea așa aroganțe pe tine, prea petrecere după petrecere și am vorbit cu managerul, cu președintele la club și a zis că nu prea te mai vrea la echipă. Oi, fii tu bun. Mă distrez eu cu tine așa că faci scheme, skill-uri, whatever. Și ești troll și în real life și îmi place de tine în real life că ești așa mai troll și ca persoană. Dar, sorry, cei de sus, de sus, de sus, de sus, de sus, au votat. Au dat cu ciocanul în masă. Cu ciocanul, știți, de la judecată, să nu vă faceți alte filme. Și au decis că nu mai e loc la echipă și urmează să vină altcineva. Dar cine va fi acel altcineva? Probabil deja v-ați dat seama, nu? A fost prea clar acest spoiler pentru dumneavoastră. A fost prea la subiect și prea direct. Da, urmează să îl iau pe Vinicius. Ăsta va fi cardul de 109 pe care îl iau pe acest cont. Probabil tot ăsta îl iau și pe contul principal. Doar că pe contul principal îl iau pe Vinicius ca să-l bag direct acolo la Player Exchange. Însă, pe contul ăsta de Road to Glory, nu o să fac asta. Vreau să îl joc la echipă o perioadă pe Vinicius, măcar vreo lună, știi cât mai durează eventul. Vreau să-l joc. Mi se pare un card super bun, chiar dacă nu are cel mai bun skill boost acolo, nu are agility și are speed, dar e super rapid. Îmi place Vinicius, am zis și în real life, la fel troller, pe mingică reală, pe scheme, pe dribblinguri. Îmi place de dumnealui. Vreau să-l am măcar pe un cont la echipă să-l joc, să mă distrez. Și probabil am zis, spre final de event, tot o să-l bag la Player Exchange acolo, pentru că este untradeable, știi? Și la un moment dat când o să vreau să-l schimb de la echipă, știi, și să aduc altceva, nu o să-l pot vinde pe market ca să fac ceva profit pe seama lui. Așa că o să-l joc doar până spre final de UEFA Champions League și atunci deja o să-l bag la exchange înainte să expire eventul dat. Ca să nu rămân cu un card ca ăsta așa, untradeable acolo, cu care să nu am ce face efectiv. Bun, hai că am pus punct și la toate meciurile astea. Am zis, a durat ceva, cam 2 ore plus îți ia să joci tot ce ai de jucat pe aici. Mergem direct pe Vinicius. Hai să ne uităm întâi așa puțin la stat, să le admirăm. Oricum, are ball control. De ce ziceam că are speed? Țineam că are speed, de fapt, dar are ball control. 149 pace, fără să mai fie pe upgrade, pe nimic. 145 dribbling, am zis, e absolut genial acest Vinicius. Unul dintre cei mai buni wingeri, clar, acum are și concurență cu OVR mai mare pe poziția respectivă și care carduri care au agility ca skill boost, mai bun decât ball control, dar oricum, e acolo în top, nu știu, 5, 6, 7 winger, chiar nu mai știu de fapt ce winger mari mai sunt pe lângă, îl știu clar pe frățiorul Ronaldinho de 112, Kewell, dar cred că este mai bun ca Kewell, sincer, dar nu sunt sigur, totuși Kewell are agility ca skill boost. Trebuie să stau să-i compar, știi, pe FIFA renders cu upgrade-urile la maxim ca să-mi dau seama neapărat care cum e mai bun la nivel de stats. Dar îmi place Vini. Hai să mergem să-l băgăm direct la echipă pe Vinicius și probabil o să ne ajute să facem și acel mult râvnit de mine 125 OVR, să sperăm. Dar totuși are decât 2 OVR peste Neymar. Nu știu sigur dacă o să ne ajute totuși să facem 125 OVR sau nu prea, dar hai să-i dăm transfer la tren și vedem noi după.
Bun, i-am dat transfer, dar nu ne-a ajutat bă nici ăsta la 125 overe. Mamă, 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 deci ce bă mutări să mai fac la echipa asta ca să am și 125 overe? Deja văd celălalt CM pe care îl aduc să fie măcar de 111 overe, poate, ca să reușesc să fac 125, altfel nu văd, pentru că am carduri mari în overe deja pe toate pozițiile. Și portarul l-am schimbat cu acel Onana de 108. I don't know, deci minimul am 108, 3 de 108, am 9 Onana, Pele și Joao Cancelo. A, 108 mai e și Hernandez și am Rabat care urmează să fie schimbat, decât 4 carduri de 108. Ok, dar da, mult pierd din contul la skill boost, știi că nu am level atât de mare cum am pe contul principal, dar stai să dăm uite upgrade la skill boost, nu observasem și pentru Vinicius. La ball control, bam, 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 bam. Ia să vedem, de la skill boost a crescut la 125 overe? Tot n-a crescut. Am înțeles, hai să mergem la player exchange puțin să ne distrăm și acolo, să deschidem câteva pachetele, 1-2 măcar. Și cam atâta pe azi, cam atâta. Ne-am bifat acolo scopurile pentru acest clip, deci suntem bine, urăm progresiv, nu? De la mic la mare. Quick add, exchange, 103 plus. Ia să vedem rapid ce nimica ne dă de aici, oricum nu poate să pice walkout. Poate să pice decât material pentru alte exchange-uri ulterioare. Mai facem unul, mai facem unul. Eustachio, ia vezi ce mustață frumoasă are de bărbat. Ca și mine de altfel, nu? Vă place mustața mea sau nu vă place? Deci am ieșit de tot. Ia, se mai poate unul? Se mai poate unul. Vezi că am acumulat ceva, nu știu, resurse, jucători, chestii pentru aceste exchange-uri aparent pe contul respectiv de Road to Glory. Ia să vedem. Gata, la ăsta nu mai putem să facem, am înțeles, hai să mergem la ăla de 106 plus. Hai să facem unul din ăsta și văd dacă pot să fac și unul de 108, nu? Pentru că am luat 4 carduri acolo de 106, de la semifinal, plus ăsta ce luăm de aici și vedem ce mai, nu mai știu ceva, clar de 106, cred că l-am mai prins pe acest Lobotka, Lobodă. Flyver de Lobodă, trece acasă, Slobodă. Un veritabil poet al meleagului românesc sunt. Un veritabil poet. Da, am suficiente carduri ca să fac un exchange din ăsta. Nu. Dar nu cred. Am vrut să verific dacă nu mi s-a băgat cumva vreun card RTTF, vreun Rodrigo sau ceva, dar sper că nu mi-a băgat. Sper din tot sufletul că nu mi-a băgat. Bă, nu trebuie să mă grăbesc cu quick carduri. Francez, left back. Hernandez? Hernandez. Și ăsta costă 10 milioane, dar tot e pe la prețul minim. Nu știu dacă are sens să mă bucur sau nu. Nu o să merg să-l vând pe market. Ia la ce prețuri? O să verific la ce prețuri sunt în general cardurile de 108. Dar probabil tot o să-l folosesc la următorul exchange, cred. Are sens, n-are sens, I don't know, sincer. Ia să verific eu pe market ce se întâmplă. Bă, totuși, hai că de dragul contentului fac acolo exchange-uri multe la mișto pe celălalt cont. Aici mai bine ce carduri apuc să iau de la player exchange, totuși mai bine să vin pe market să le vând ca să fac ceva coins, nu-i așa? Ar avea mai mult sens și ar fi mai rațional să fac asta pe contul de Road to Glory, să fac coins pe seama lor și nu să-i tot reciclez și să-i bag la exchange-uri cum fac pe contul mare. Pentru că aici mai greu să faci rost de coins, nu? Așa că o să-l bag pe market. Nu, stai, vreau întâi să verific cât costă în general cardurile de 108, dar oricum cred că o să-l vând. Și o să mențin deja până la final de event filozofia pe contul ăsta ca la player exchange acolo să bag doar cardurile pe care le am untradeable. În rest, tot ce este tradeable și primesc de la eventul respectiv, să merg să vând pe market, știi? Ca să fac rost de coins. De ce tot mă plimb pe aici? Ce caut? Am zis 108 să văd cardurile. Hai că știu să caut. Și dăm după program ucele, că astea ne interesează, la ce prețuri sunt. Bam, 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 cam toate pe la 10.000. Uite, Modric ceva mai scumpicel, 10 milioane, 10.000. Auzi la mine, 10.000. Mai e și un delict de ăsta care e ceva mai ieftin. Sunt altele și mai scumpe, uite, un Courtois, un Carvajal de la Carvajal cam e cel mai scump, nu? E și card RTTF, frumos, nu mi-a picat niciodată. Așa. Da, cam pe acolo sunt prețurile la 10 milioane overall și pentru alte carduri de 108, câteva sunt deja mai scumpicele, dar merg să-l vând, am zis, pe acest domn Theo Hernandez.
mai departe tot ce facem, facem ca să facem ceva profit, nu? Bun, ne-am pus pe băieții ăștia trei pe market, Neymar și Rodri, de i-am schimbat respectiv astăzi pe Neymar și în ultimul clip pe Rodri cu acel Bellingham. Ne-am băgat pe market și uite că facem de aici un 20 de milioane cinstiți, ne ducem spre un 70 de milioane și vedem cât de curând am zis, vreau să mai fac o schimbare la echipă totuși, acolo pe poziția de CM, să-l scot de tot, din orice fel de ecuație pe Amrabat și să bag ceva mai bun și sper să fac și 125 OVR. Cam atât, gata cu toată secțiunea de semifinal de la UCL Event pe contul de Road to Glory, urmează să fac același lucru și pe contul principal, văd, poate jucăm pe live-uri sau ceva, că bă, durează până stai să joci toate meciurile, măcar să joc pe live, să mai vorbesc cu dumneavoastră chestii, dar așa să stau singur să joc 2 ore toate meciurile alea, decât dacă fac pe aceeași schemă, știi? Să le las pe auto și să merg să-mi caut de trebușoară pe lângă, cum am făcut pe contul dat, că altfel plângi în pumn. Sunt 2 ore, te plictisești la meciurile alea. Nu uitați de like, subscribe, noi ne auzim data viitoare. Bye, bye!